În minutele care urmează pe Exclusiv TV, veți vedea ședința Consiliului Județean Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua! Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția 342 din 24.05.2023 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege. La ședința din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție sunt prezenți în sală 34, 2 online. Având în vedere proiectul ordinii de zi, la ședința au fost invitați directorii din aparatul de specialitate, apoi domnul Șendra Răzvan, șef de serviciu, Serviciul Public de Protecția Plantelor, domnul Beznuc Radu, administrator executiv Regia Autonomă a Aeroportului Internațional George Enescu. Din motive de operativitate, ținând cont de faptul că aeroportul este pe finalul ședinței, i-am zis să vină mai târziu, în așa fel încât să nu piardă timp cu noi în primele... Pentru ședința de azi, proiectul ordine de zi este următorul. Aprobarea procesului verbal la ședinței extraordinare din data de 17.05.2023, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare DG 117B, Scăriga, intersecție DG cu 117, Poiana Helegiu, intersecție DN11, tronson, Poiana Helegiu DN11 în lungime de 2,15 km, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție la Filarmonica Mihail Jora Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al județului Bacău și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2022. 4. 5. Proiect de hotărâre prin modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Județean pentru stabilirea salariului de bază pentru personalul din aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile aflate sub ordinea acestuia cu modificările ulterioare. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 119 privind aprobarea organigramei statului de funcție și a regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bacău cu modificările ulterioare. 7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare a unui sector de drum din drumul județean DJ114 de la kilometrul 2+265 la kilometrul 2+365 situat pe raza administrativă teritorială a Comunei Ștefan cel Mare. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Protecție a Plantelor Bacău în Serviciul Public de Protecție a Animalelor și Plantelor Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind plata cotizației județul Bacău, a județului Bacău în calitate de membru către Asociația GAL Cetatea Tamasidava pentru anul 2023. 10. Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grupului de Acțiune Locală, Ulmus Montana. 11. Pentru anul 2023. 11. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău, Comuna Guravâi, în vederea cofinanțării proiectului alimentare cu apa localităților Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capata, Comuna Guravâi, județul Bacău. Adrian, poți să citesc? 12. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uși, a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 4,8 metri pătrați din zona drumului județean DJ119B, situat în comuna Hemeiu, strada Ion Simionescu, numărul 410, numărul 410Y, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Comunei Hemeiu, în favoarea 10 Delgas Gridesa. 13. Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru anul 2023. 14. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii pentru performanțe deosebite elevelor George Marian Spulber și Tudor Gabriel Mutică de la Colegiul Național Ferdinand I Bacău, care au obținut premiul I, medalia de aur, la FEST 2 2023, Africa 2023. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Raliul Moldovei 4-6 august 2023.
Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Deci în unanimitate, da? Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în conformitate cu prevederile articolului 135, alineatul 8 din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, propun suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte. 1. Proiect de hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități non-profit de interes public județean pentru anul 2023. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la ansamblu folcloric Busuiocul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului proiect strategic Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3, Neamț-Bacău, DG27D, limită de județ Neamț, Traian, DN2F, kilometru 28 plus 000, 50 plus 254, DG241, limită de județ Vrancea Podoturcului, izvorul Berheciului, kilometru 25 plus 000, 83 plus 368 și DG241A, izvorul Berheciului, Secuien, kilometru 64 plus 250, 78 plus 114, precum și modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 2 din 2017, cu modificările și completările ulterioare. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 7.500.000 lei în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare la regia autonomă Aeroportul Internațional George Ienescu Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 202/2908/2019 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară rezultați din planul de administrare al Consiliului de Administrație a Regiei Aeroportului Internațional George Ienescu Bacău cu modificările ulterioare. 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație a Regiei Autonome Aeroportului Internațional George Ienescu Bacău. Am să vă motivez urgențele de pe ordinea de zi suplimentară. La punctul 1, urgența este motivată de faptul că este necesară demararea cât mai rapidă a procedurilor de depunere, evaluare, semnare a contractului de finanțare care să permită implementarea acestor proiecte. 2. La punctul 2 de pe ordinea de zi, având în vedere adresele și solicitările ansamblului Busuiocu, și ținând cont de prevederile articolului 97, aliniatul 1 din hotărârea de guvern 1336/2022, cu modificările ulterioare, încadrarea noua funcție ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare în care a avut loc promovare. Deci se impune aprobarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre. Punctul 3, pe proiectul ordin de zi, este motivată de faptul că este necesară încheierea unui act adițional la contractul de finanțare 759/20140, ce are ca obiect suplimentarea valorii eligibile în conformitate cu nota de informare din data de 25.05.2023 transmisă de ADR Nord-Est. Această valoare este strict necesară pentru finalizarea proiectului până la data de 30.11.2023. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi se impune adoptarea în regim de urgență a proiectului, având în vedere că este necesară contractarea împrumutului și avem un termen dat prin ordonanță, ordonanța în conformitate cu articolul 1 OUG 24/2023, coroborat cu articolul 3 și articolul 4 din Ordinul de Ministru 1398/2504/2023, care se va depune la JFP în vederea acordării împrumutului, iar aprobarea acestora se va face în ordinea înregistrării dosarelor de împrumut la Registratura Ministerului Finanțelor la concurența sumei prevăzute la articolul 1. La punctul 5 de pe proiectul ordinei de zi se supune aprobarea actualizării organigramei a statului de funcție, a regulamentului de organizare și funcționare la Regia Autonomă a Aeroportului Internațional. Urgența este motivată de necesitatea creierii cadrului
și instrumentelor necesare în vederea dezvoltării serviciilor non-aeronautice care sunt în strânsă legătură cu activitatea operațională a aeroportului. Punctul 6 de pe ordine de zi se propune actualizarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară aferenți anului 2023 și este motivată în primul rând de evoluția pieței pe de-o parte, pieței aeronautice pe de-o parte, pe de altă parte trebuie corelată cu realitatea existentă la aeroportul internațional din Bacău, fapt cu care vă și anunț că la finalul acestei ședințe, pe ultimul punct de pe ordinea de zi, se va prezenta o activitatea aeroportului internațional Bacău la 100 de zile și aici l-am invitat pe domnul președinte Bezniuc să vină să prezinte o situație a managementului aeroportului și care să justifice și ceea ce a propus mai devreme și ceea ce vă propun eu pentru modificare. În așa fel încât modificările propuse sunt pe de o parte corelate cu raportul de audit, pe de altă parte corelate cu managementul aeroportului și, să zic așa, noua viziune a actualului manager. La punctul 7 de pe ordinea de zi, luând în considerare că în luna iunie, dacă nu mă înșel, pe data de 8, mandatul actualului Consiliu de Administrație a Regiei Autonome va înceta, se impune de urgență prelungirea contractului de mandat a membrilor actuali până la finalizarea procedurii de selecție, procedură declanșată prin hotărârea Consiliului Județean numărul 72 din 2023. Supun la vot proiectul suplimentar a ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abține. Vă mulțumesc. De asemenea, așa cum vă spuneam, la ultimul punct de pe ordinea de zi și-aș prefera ca intervențiile pe aeroport să aibă loc după această prezentare, ca să aveți o situație foarte clară cu aeroportul internațional, după ce va face prezentarea, sesiune de întrebări, eu știu, intervenții, în așa fel încât să fim și operativi și să nu ne repetăm cu răspunsuri, adică să stricăm din prezentarea făcută de către președinte. Astfel am suplimentat ordinea de zi cu punctul prezentarea 100 de zile de management la Regia Autonomă a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău. Dacă nu sunt intervenții, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. În temeiul articolului 104 din Regulamentul de Organizare și Funcționare, grupul consilierilor liberali vor să adreseze o interpelare. Interpelarea este adresată dumneavoastră, domnule președinte, și are ca obiect rezultatele schemei cadru de ajutor de minimis. Dau citire interpelării. Domnule președinte, în ședința ordinară a Consiliului Județean din 26.02.2021, ați propus preaprobare o schemă cadru de ajutor de minimis în vederea reducerii de la plata impozitului pe clădiri și scutirii de la plata impozitului pe teren pentru contribuabilii persoane juridice pentru atragere de investiții și creare de noi locuri de muncă la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Deși în plen au fost exprimate îndoieli privind eficacitatea propunerii, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate prin hotărârea de Consiliul Județean 25 din 26.02.2021. Având în vedere timpul scurs de la adoptarea proiectului și nevoia acută de investiții și locuri de muncă din județul nostru, grupul consilierilor PNL vă solicită să ne comunicați la prima ședință. 1. Câte unități administrativ-teritoriale au utilizat schema cadru de ajutor de minimis aprobată de Consiliul Județean? 2. Care este valoarea investițiilor atrase ca urmare a aplicării schemei cadru de ajutor de minimis? Și 3. Câte locuri de muncă au fost create prin investițiile atrase? Vă mulțumesc și așteptăm informațiile solicitate. Dar tot în conformitate cu regulamentul, pentru a vă răspunde în mod la fiecare punct pe care dumneavoastră l-ați solicitat, la următoarea ședință o să vă prezentăm un raport cu această situație. Vreau să vă spun un singur amendament vreau să fac la intervenția noastră. Noi am propus o schemă de minimis cadru, dar nu noi suntem aplicanți. Ca atare, noi nu putem interveni pe autonomia și deliberativul fiecărei unități administrativ-teritoriale.
Dar o să vă prezentăm o situație cu schema de minimis pe care noi am aprobat-o ca regulament cadru, în așa fel încât să ușurăm la nivelul deliberativului și la nivelul executivului fiecărei UAT, acolo unde își doresc să aplice o schemă. Nu are caracter obligatoriu și are caracter de recomandare. Atare nu putem fi noi responsabili de faptul că cineva și-a dorit să aplice această schemă de minimis sau nu. Dar o să vă prezentăm, o să vă răspundem punctual pe fiecare punct pe care dumneavoastră și o să vă rog să depuneți această interpelare la secretarul județului în așa fel încât să aveți un răspuns structurat. Da. Deci astea fiind spuse, la punctul 1 dau cuvântul doamnei secretar general. Vă mulțumesc, domnule președinte. În conformitate cu prevederile codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general al Unității Administrative Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere dispozițiile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.05.2023. Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Procesul verbal a fost adoptat în unanimitate. În continuare dau cuvântul secretarului general pentru a prezenta prevederile articolului 182, aliniatul 4. Vă rog, doamna secretar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Consilierul județean, aflat în una dintre situațiile de conflict de interese, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective. Ulterior acestei anunțări, consilierul județean nu mai este luat în calcul pentru cuvorumul necesar adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Vă mulțumesc. Dacă sunt incompatibilități de anunțat sau presupuse incompatibilități de anunțat, vă rog, domnul consilier județean. Nu particip la punctul 3. Domnul consilier Pravăț, punctul 3, da? Nu particip la punctul 3. Punctul 3, domnul consilier Izvoran. Da? Deci cam astea sunt. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții DG117B, intersecție Scăriga, intersecție DG117, Poiana Helegiului, intersecție DN11, Troson Poiana Helegiului, DN11, lungimea 2,150 km, județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Te rog, Marian, să mă anunți și de pe online, că poate din grabă să n-avem vreo scăpare. S-a reușit votarea? Au inițiat votul, încă însă nu au votat. Voturi pentru, da. Domnul Merinte este în curte. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statul de funcții la Filarmonica Mihail Jora Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Unanimitate, două voturi pentru. Da. Cu cele două neparticipări la vot, avem 34 de voturi, inclusiv a meu, 35. 35 de voturi. Trecem la punctul, proiectul de hotărâre a fost adoptat, trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheierea al exercițiului bugetar al județului Bacău și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2022. Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Două voturi pentru un online. Da, mulțumesc. Proiectul de la punctul 4 a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 78 din 2019, privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile aflate în subordinea acestora, cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Da, vă rog. Nu sunt nici la nivelul maxim, nici la nivel inferior. Sunt niște coeficienți stabiliți. Dacă dumneavoastră, care ați fost consilier județean și în mandatul trecut, știți că Consiliul Județean a funcționat pe coeficienți în 2018-2019, dacă nu mă înșel. Nu am făcut decât să facem o revenire la ceea ce a fost inițial, evident, cu ținând cont de incidența legii acum, dacă nu mă înșel, 103. Și ne-am raportat la ceea ce a fost în 103, raportat de la președintele Consiliului Județean până la ultimul lucrător din anexa 2. Deci nu există un maxim sau un minim. Am înțeles, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Online? Da. Două voturi pentru. Mulțumesc. Proiectul a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 a hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 119 pe 2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Bacău cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Două abțineri. Online? Două voturi pentru. Cu 35 cu tot cu mine. Mulțumesc. Mă scuzați. Domnul Melinte, sunteți conectat cu două sesiuni. Vă rugăm frumos să părăsiți una din sesiuni. Denaturați votul. Trecem la punctul... Proiectul de hotărâre a fost adoptat, așa cum am spus, cu 34 plus votul președintelui 35. La punctul 7 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare a unui sector de drum din drumul județean DJ-114 la kilometru 2 plus 265 până la kilometru 2 plus 365 situat pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ștefan cel Mare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Online? Domnul Melinte, încă n-a inițiat votul. A fost înregistrat un singur vot pentru și, repet, domnul Venite încă nu a inițiat. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 36 de voturi.
La punctul 8 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Protecție a Plantelor în Serviciul Public de Protecție a Plantelor și Animalelor, a Animalelor și Plantelor, Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Două voturi pentru. Vă mulțumesc. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației județului Bacău în calitate de membru către Asociația GAL Cetatea Tama Sidava pentru anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Două voturi pentru și în sesiunea online. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală Ulmus Montana pentru anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abținem. Două voturi pentru și nu online. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău, Comuna Gura Văii, în vederea cofinanțării proiectului alimentare cu apa localităților Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava, Capăta, Comuna Gura Văii, județul Bacău. Supun, vă rog. Domnul președinte, susțin și susținem aceste asocieri, sunt foarte bune. Ratele mai mari trebuie să aduce ratele mai mici. Vroiam să vă rog să mai avem multe asocieri. Vă rog să fiți explicit. Da, acum vă aud. Da, deci am făcut multe asocieri, suntem de acord cu ele, le susținem, sunt foarte binevenite de a ajuta cu ATU-urile mai mici, cu putere financiară mai mică, vom susține în continuare. Însă vrea să avem o situație a acestor asocieri și stadiul realizării implementărilor. Am uitat pe contractul de asociere, ei sunt obligați să facă raportări, mai avem o situație cu decontări, regimă de contare și într-o, când poate serviciul tehnic de la dumneavoastră să facă, să ne prezinte o informare pe toate asocierile din acest mandat și stadiul realizărilor. Aceasta este rugămintea noastră. Nu e nicio problemă, domnul consilier județean. Noi de regulă prezentăm activitățile, le prezentăm public, inclusiv asocierile. O să prezentăm, eu să fac o prezentarea întregii activități a Consiliului Județean la un moment dat, pentru că suntem obligați de lege, inclusiv stadiul asocierilor. Dacă doriți să facem lucrul ăsta mai devreme, îl putem face mai devreme. Avem asocieri pe toate, în toate localitățile, în funcție de prioritățile și de importanța acestora, așa cum este apă, când vorbim de apă, așa cum sunt două legături dintre cele din două localități. Avem ce prezenta, să știți. Este foarte importantă și asocierea o susținem și am susținut, mai ales cum am spus noastră, sunt prioritare, adică investițiile în apă, în canalizare, sunt foarte importante și în drumuri. Mulțumesc frumos pentru susținerea acestei propuneri și aștept. Nicio problemă. Materializarea, da, acestei. Mulțumesc. Propuneri. Dar să știți că am și eu interpelare la dumneavoastră. Aș vrea să am cerut acum câteva luni, să ne prezentați o situație cu zona metropolitană. Da,
Eu n-am, asta eu, aș, eu am solicitat în cadrul Consiliului Județean, nu pentru mine personal, ci pentru colegii din Consiliul Județean. Ca atare, ca atare o să vă rog, ca la următoarea ședință, să vă pregătiți o prezentare pe ultimii trei ani cu activitatea zonei metropolitane în cadrul ședinței. O să vă rezerv un spațiu doar pentru dumneavoastră, pentru această prezentare. Mulțumesc! O intervenție din partea doamnei consilier Județean, vă rog. Foarte scurt, aș vrea să vă întreb, într-adevăr foarte bun proiectul, pentru că la Gura Văii mereu au fost probleme pe alimentarea cu apă, dar aș vrea să vă întreb dacă Comuna Gura Văii face parte din master planul pe apă și apă uzată, iar dacă nu ar fi fost mai bine să se respecte termenii din master plan, ținând cont că acolo vorbim de fonduri europene și nu ar mai trebui făcută această asociere cu bani din bugetul Consiliului Județean. Eventual ca și cofinanțat alături de primărie, dar cu fonduri pe master plan. No, haideți să vă spun, mă bucur că ați ridicat această întrebare pentru că veniți pe un teren care este foarte bătătorit de mine. Sunt două chestiuni. E aplicația POIM, la care faceți referire, și situația de la Gura Văii, care dumneavoastră o cunoașteți ca și fost prefect, și colegii liberali o cunosc de-a lungul timpului foarte bine. Știți că nu putea face parte din aplicația POIM din mai multe motive. În primul rând că acest proiect a fost verificat și răzverificat de către consultanții Jaspers, iar faptul că anumite localități sunt sau nu sunt în proiect nu ține de decizia nici operatorului CRAB, a aplicatorului respectiv, nici de master planul din cadrul Consiliului Județean, ci ține doar de modalitatea de a finanța prin aplicație europeană un proiect care să fie sustenabil. Ori, în urma analizei ACB-ului, analiză cost-beneficiu, ca să fiu explicit, nu a reieșit, cei care nu au fost introduși în acest plan nu au reușit că ar putea îndeplini anumite criterii. Tocmai de asta, ca acei locuitori din acea zonă să nu rămână fără elementul esențial, apa, am intervenit în așa fel încât să avem o cofinanțare în vederea realizării acestui proiect, care, dacă ne ducem în timp, să știți că s-a realizat deficitar și acolo sunt două componente clare. Ce s-a întâmplat? Acea lucrare a fost făcută de foarte mult timp. E o parte pe extindere, o parte pe ceea ce s-a lucrat și s-a lucrat neconform. Noi am finanțat doar partea care nu s-a care s-a lucrat conform sau care este pe extindere. N-am finanțat partea care s-a lucrat neconform, care este în judecată. Ceea ce s-a lucrat neconform de vechea administrație, fără să arăt cu degetul, este în stare de judecată, nu afectează cu nimic acest proiect, dar nici noi nu putem să lăsăm Gura Văii fără alimentare cu apă și v-am pomenit cam câte localități sunt afectate. Ca atare consider că este și oportun și aproape obligatoriu să încercăm să ajutăm acele comunități. Dacă nu mai sunt alte intervenții și dacă am răspuns complet, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Online. Două voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. În unanimitate, vă mulțumesc. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind... Mă scuzați.
11 l-am votat, 12. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 4,8 metri pătrați din zona drumului județean DJ119B, situat în comuna Hemiurș, strada Ion Simeonescu, numărul 410, numărul 410Y, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Local a Comunii Hemiurș în favoarea Delgaz Grid SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abținem. Două voturi pentru. Da, mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău către Asociația Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Două voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Vă mulțumesc. Haideți acolo. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea de premii pentru performanțe deosebite elevilor George Marian Spulber și Tudor Gabriel Mutică de la Colegiul Național Ferdinand I Bacău, care a obținut premiul I, medalia de aur, și la FES 2 2023, Africa 2023, un concurs de robotică, dacă nu mă înșel. Poate din grabă ar fi trebuit totuși să invităm și acești copii în sală, nu știu de ce nu asta, dar o să facem separat. Propunerea aparține inspectorului general, îl felicit pentru treaba asta, doamna Anca Egarmin. Dacă nu sunt alte intervenții pe acest proiect, supun la... Vă rog, domnul Gurzu. Este o performanță deosebită realizată de George Spulber și Tudor Mutică și merită respect și admirația noastră pentru performanța realizată pentru comunitatea bătăoană și, într-adevăr, merită premiați. Le mulțumim și le urăm succes în continuare și mulțumim și profesorilor îndrumători pentru realizarea acestor informații. Mulțumesc și eu. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. În unanimitate, domnul... Online? Acum s-a votat, da. Două voturi pentru. Deci în unanimitate. Mulțumesc. Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Raliul Moldovei 4-6 august 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Două voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. 16 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru activități non-profit de interes public județean pentru anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog, aveți intervenții? Înainte de a supune la vot. Am intervenit și anul trecut în aceeași situație, același proiect și spuneam de anul trecut că ar trebui să diversificăm domeniile către
care acordăm finanțele la Busade. Anul trecut, nu mai știu cine exact, a spus că nu se poate că pentru trei domenii. Lucru neadevărat. Legea 350 spune doar domenii în care nu se poate acorda finanțare. În rest, rămâne la latitudinea fiecarei unități administrative teritoriale să decidă prin aleși care sunt domeniile pe care le finanțează. Și pentru așa ca inspirație, am să vă spun ce se finanțează la un alt Consiliu Județean, Consiliul Județean Iași. Iată, cultură cu două tipuri, cultură scrisă și alte tipuri de alte proiecte culturale. Social, tineret, educație, promovare turistică, protecția mediului, siguranța cetățeanului, sport de performanță, sport de masă. Eu anul trecut vă sugeram că ar trebui către promovarea turistică să gândim o finanțare, pentru că e o necesitate a județului aceea de a-și pune în valoare obiectivele turistice și, cum spuneam și anul trecut, să lăsăm societatea civilă care este mai inventivă, mai plină de energie, să gândească proiecte prin care să facă această promovare. Nu sunt inclusiv. Deci rămâne aceeași sugestie de a gândi și alte domenii pentru finanțarea nerambursabilă și cred eu că ar trebui să unificăm, să aducem și sportul la același tip de finanțare, să nu merge cu două mecanisme pentru domenii finanțabile nerambursabile. Vă mulțumesc. Da, eu am să vă răspund așa. Noi am finanțat pe legea sportului în asocieri, în așa fel încât s-a putut finanța consistent activitatea sportivă, altfel pe legea 350 nu putem finanța consistent activitatea sportivă, ci doar proiecte punctuale care, sincer, nu știu cât pot fi de penetrante pentru județ. Așa cum bine vedeți și turul colinelor și raliul Moldovei a adus județul Bacău la nivel național și chiar și la nivel internațional. De la an la an se dovedește că aceste tipuri de finanțări aduc creșterea prestigiului județului cu două componente pe de-o parte. Una care se referă la promovarea sportului și una care se referă la promovarea chiar și turistică a județului. Să știți că, nu știu dacă ați fost interesați sau interesat, să vedeți ce bine s-a promovat județul Bacău pe turul colinelor. Extrem de penetrant, promovat pe Europa FM, promovat la nivelul Federației de Ciclism și intenționăm de așa natură, așa fiind și o etapă din Cupa Națională, să dezvoltăm pe aceste tipuri de finanțări, pentru că aceste tipuri sunt penetrante, aceste tipuri de finanțări dezvoltă cele două componente, una turistică și una sportivă. Din alt punct de vedere, așa cum a spus dumneavoastră că ar mai fi alte tipuri de finanțare, noi am stabilit un ghid pe anumite domenii. Ghidul respectiv putea fi amendat pentru că a stat în dezbatere publică și dacă vreați să faceți această propunere sau propuneri care considerau că lipsesc din cadrul acestui ghid, putea să veniți cu o propunere și care noi o luam în considerare. Aici bugetul este limitat, noi am stabilit un buget pe care dumneavoastră l-ați votat la începutul anului și în cadrul unei linii bugetare aprobate, de la care nu mă pot abate, decât după o rectificare bugetară ulterioară, așa cum prevede legea. Deci dacă nu ați făcut această propunere, consider că propunerea dumneavoastră de astăzi nu are efect, pentru că nu avem cum să modificăm un ghid decât după ce stă în dezbatere publică. Dar vreau să vă spun un lucru. Nu cred că ceea ce ați enumerat dumneavoastră acolo, pe domeniile pe care le-a spus, noi, dacă se depune proiect, nu poate fi finanțat pe baza ghidului. Deci, dacă se depune proiect pe baza ghidului, pentru că noi am putut definit niște domenii largi, nu punctuale, așa cum le-a spus dumneavoastră, ca subdomenii. Ca atare, cine depune proiect,
poate fi finanțat. Se declanșează din momentul aprobării hotărârii un concurs de proiecte care va fi analizat de comisie. Deci nu există absolut nicio problemă. Și dacă pentru mai multă acuratețe a răspunsului, îi dau cuvântul domnului director Botez. Mulțumesc, domnule președinte. Exact cum ați spus și dumneavoastră, la domeniul cultură, care l-a enumerat domnul consilier, noi ca și activități eligibile și cheltuieli eligibile sunt prinse din ceea ce am considerat noi toate domeniile, inclusiv cultură scrisă, inclusiv ceea ce ați spus dumneavoastră. Dar, repet, dacă pe timpul dezbaterii publice am fi primit anumite solicitări, cu siguranță le-am fi luat în considerare ca dovadă cele de pe domeniul social care au fost prinse în ghidul de finanțare. Iar referitor și la partea de promovare turistică, cu siguranță dacă vor veni proiecte pe domeniul tineret și au această componentă, cu siguranță vor fi prinse. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Se înțeleg că dacă e cineva mai în vârstă și propune un proiect turistic, nu poate fi aprobat, nu? Nu, n-ați înțeles. Nu, am glumit. Intervenția mea era o recomandare pentru viitor, domn președinte. Deci eu am înțeles sugestia noastră. Dați-mi voie să vă răspund. Da. V-am răspuns în felul următor. Cele două domenii largi nu exclude ceea ce a spus noastră. Doi, am spus că dacă vreați ceva punctual, trebuia să faceți în cadrul dezbaterii publice, ținând cont că sunteți consilier județean, să ne faceți o precizare în scris, în așa fel încât noi să-l prindem în ghid cu specificația respectivă. Așa cum v-a spus și domnul director Botez, dacă există un proiect cu componentă de turism, ținând cont de faptul că noi discutăm pe domenii, se poate introduce ca eligibil, nu e nicio problemă. Depinde cât de bine este scris proiectul și, bineînțeles, cu componenta de turism pe care dumneavoastră ați și spus-o. Da, vă rog, domnul Botez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mai fac un anunț, dacă tot suntem în această formulă. După ce acest proiect de hotărâre va fi adoptat, la fel ca și anul trecut, toate proiectele se vor depune pe portalul inițiat de către Consiliul Județean www.portallegea350.ro. Toată depunerea va fi în format electronic. Vom anunța atât pe site cât și în ziar, dar avem rugămintea ca cei interesați să consulte începând de săptămâna viitoare pentru a putea ști datele exacte și perioada exactă în care trebuie să depună proiectele pe toate cele trei componente. Mulțumesc frumos. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. E la subiect sau doar vreți să... Apropo de acușare pe posibilitatea, noi nu putem să confruntăm zilnic ce se acușează. Am rugămit de acum când se face un anunț public, să fie semnal și către consilieri, să-l vedem. Și ce mai vreți să facem noi? Auziți, haideți să vă spun ceva. Site-ul Consiliului Județean e unul dintre cele mai moderne site-uri, extrem de prietenos și puteți să consultați. Dacă sunteți consilier județean, presupun că activitatea noastră nu doar se măsoară prin ridicări prin intervenții în cadrul Consiliului Județean și prin aprobare, dezaprobare sau abținere în cadrul unei ședințe. Ci activitatea unui consilier județean presupune și consultarea, cel puțin consultarea pe domenii de interes a site-ului Consiliului Județean, care, repet, este extrem de transparent, este extrem de prietenos cu cei din... cu cetățenii. Pot să vă sugerez ceva, puteți să vă descărcați pe telefon aplicația Consiliului Județean și vă apare acolo de fiecare dată când apare o modificare, vă apare pe telefon s-a publicat un anunț sau nu s-a publicat. Dacă descărcați acest site, îl descărcați pe telefon, eu îl am, vi-l pot arăta că mă interesează. Îl descărcați și atunci o să fiți la curent cu toate modificările, toate
toate propunerile care sunt făcute în mod transparent. Da? O întrebare. Supun la... Da, vă rog, domnul consilier județean. Ce scuze, o întrebare pentru domnul director Botez. Pentru un om în vârstă, dar cu datorii la stat, poate să depună un proiect de cultură? Întrebare corect. E nevoie de certificat fiscal? Având în vedere, conform ghidului, este nevoie de certificat fiscal prin care se ateste că nu sunt datorii, nu poate fi depus. Mulțumim. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține. Da? Online? La acest punct nici domnul Merinte, nici domnul Vreme nu mai este în sesiunea online. Nu mai este. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 35 de puncte. 35 de voturi, mă scuzați. Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la ansamblu folcloric Busuiocul Bacău. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un total de... Văd că în sală nu este nici domnul consilier județean, cu 34 de voturi. Mulțumesc. Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați privind realizarea obiectivului proiect strategic Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3, Neamț-Bacău, DG207D, limită de județ Neamț-Traian, DN2F, kilometru 28, kilometru 50 plus 254, DG241, limită de județ Vrancea, Podul Turcului, izvorul Berheciului, kilometru 25, kilometru 83 și plus 368, DG241A, izvorul Berheciului, Secuieni, kilometru 64 plus 250, 78 plus 114, precum și modificările hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 2 per 2017, cu modificările și completările ulterioare. Am să vă fac o singură referire înainte de a supune la vot, dacă nu sunt alte intervenții. Noi, în urma negocierii cu județul Neamț, am reușit să mai aducem pe acest proiect valoare neeligibilă, 3.250.000 de euro, față de ceea ce era inițial votat în, dacă nu mă înșel, în 2017, prin hotărârea Consiliului Județean. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Mai sunt online, domnul? Mulțumesc. Deci cu 34 de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 7.500.000 lei în conformitate cu prevederile articolului 1, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 24 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din trezoreria statului. Am să fac o singură mențiune la acest proiect. Să știți că noi și facem asocieri, noi avem și proiecte ca și Consiliul Județean în desfășurare, asocieri fie cu AT-urile, fie cu spitalele din județ, ca atare consider că aceste și proiecte europene în derulare care trebuiesc, care au fost aprobate și care trebuiesc cofinanțate. Să știți că ăsta doar e o parte a unui împrumut. Îmi doresc ca, în urma unei analize de buget, să mai accesăm un împrumut în așa fel încât toate proiectele care le avem aprobate, inclusiv asocierile, să nu sufere sincope din punct de vedere al finanțării. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Aceeași situație, domnule. Da, mulțumesc.
Și trecem la punctul, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 34 de voturi. Trecem la punctul 20, privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare la Regia Autonomă a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău. Am să fac o singură referire aici. De fapt, ce se întâmplă în cadrul, de ce a fost nevoie să se modifice organigrama, este tocmai pentru ceea ce a recomandat raportul de audit, auditul care l-am comandat și finalizat acum câteva luni, înființarea unei direcții comerciale pentru extinderea serviciilor în cadrul aeroportului. Cam asta este modificarea în mare a organigramei și, evident, la pachet vine și modificarea regulamentului de organizare și funcționare a aeroportului. Dacă nu sunt alte intervenții, o să vă rog, haideți să facem în felul următor. Am stabilit de la început și am și votat. Deci sunt trei proiecte. Le votăm, nu le votăm, fiecare cum îi dictează conștiința. Și la final o să facem o sesiune, așa cum am propus, o sesiune de întrebări și pe fiecare aspect pe care dumneavoastră l-ați votat sau nu l-ați votat. Sunteți de acord? Tocmai că știu poziția partidului dumneavoastră, tocmai de asta n-are rost să pierdem timp pe vot. Votăm sau nu, dumneavoastră vă motivați votul sau nevotul la finalul sesiunii de prezentare a managementului aeroportului la cele 100 de zile. Ca să aveți și datele clare, pentru că acum ce se întâmplă? Am explicat și foarte corect. Dacă interveniți pe fiecare punct în parte, nu se poate să vă prezinte domnul președinte sau eu toate aspectele pe care dumneavoastră le aveți în vedere. Sunt convins că toate întrebările pe care dumneavoastră vreți să le adresați, conducerea aeroportului sau conducerea Consiliului Județean, vă vor fi satisfăcute la finalul acestei ședințe. Am spus de la început și am și votat acest lucru. Ca atare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Vă rog să... Precizați și numărul proiectului, domn președinte. Da, păi l-am precizat. Proiectul este de la punctul 20. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcție, regulamentul de organizare și funcționare la Regia Autonomă a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău. Vă rog să numărați voturile împotrivă. 9 voturi împotrivă, corect? Abțineri? 3 abțineri? Facem diferența? Și 3 abțineri. Ies ca număr de voturi, dacă le adunăm? Da. Yes! Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii 202/2908/2019 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiar și nefinanciar, rezultat din planul de administrare a Consiliului de Administrație a Regiei Autonome a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău, cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi pentru, așa. De la tehnic o să vă rog data viitoare, poate reușim să facem de așa natură încât să votăm pe această aparatură, dacă este posibil să ne iasă automat numărul pentru, împotriva, da? Am mai avut solicitarea asta odată. Voturi împotriva?
Abțineri? Deci la abțineri trebuie să fie 9 plus 3. Corect? 9 plus 4. 9 plus 4? Da, corect. Cine? Doamna Coșă. Doamna... Păi nu, erau 3. Cu doamna Coșă. A, doamna Coșă, mă scuzați. Ok, în regulă, cu un număr de... 13 abțineri și 23, 22 pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație Regia Autonomie Aeroportului Internațional George Enescu Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? 1, 2, 3, 4 abțineri. 4 abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Înainte de a da cuvântul domnului Besniu, care să vă prezinte managementul în 100 de zile a Regiei Autonome, cu voia dumneavoastră, aș vrea să felicit pe domnul consilier județean Adrian Gavriliu ca antrenor al județului Bacău. Pentru remarcabila performanță a elevului acestuia, pentru faptul că la nivel mondial a răsunat Deșteaptă-te române pe primul podium, pe podium și pe primul loc, și mai mult decât atât, dacă nu mă înșel, și aici Adrian poate ai o intervenție, că am fi și curioși totuși, această experiență este unică și sperăm să nu fie unică de acum înainte, dar chiar județul Bacău a fost recunoscut, România a fost recunoscută la nivel mondial prin performanța sportivului și prin prestația antrenorului. Ce vreau să vă spun, cred că este și un record mondial obținut de către elevul acestuia, Popovici, domnul. Ca atare, să știți că rare ne-au fost ocaziile să avem la nivelul județului campion mondial pe această zonă atât de spectaculoasă, ca să zic așa. Te rog, Adrian. Da, după cum ați spus, sportivul a bătut un record mondial, este cel mai mare punctaj din toate timpurile la ramura lui, de sport sau la proba lui. El, ce este mai impresionat, sau ce a fost mai impresionat pentru mine și încărcătura emoțională a fost extrem de mare, că el a venit după accidentare la plămâni, tot în urma unei sărituri de la 27 de metri și a perforat plămânii, pentru că contactul cu apa este extrem de dur. Se intră cu o viteză de 90 km la oră în apă. Vă dați seama, e ca și cum ai lua un pumn la coaste de la un boxer, dacă te pocnește apa, să zic așa. S-a recuperat, bine l-am sprijinit, ne-am chinuit și acum am cules roadele. Vreau să vă zic că este un sport de nișă, un sport extrem, riscul este extrem de mare, totul este la extrem. De la 27 de metri, vă dați seama, eu am fost pe marginea platformei, mă țineam strâns de bară când tremurau picioarele și sportivul sare de mâini de acolo. Nu oricine poate să practice acest sport și nici oricine nu poate să-l antreneze. Trebuie să-ți lipsească un biscuit, două din pachet, eu mă încadrez perfect aici. Noi... Câteva țicle de pe casă. Da. Și vom mai avea multe competiții, sigur veți mai auzi de noi. Mulțumesc frumos pentru felicitări. Vă mulțumesc. Deci ce vreau să vă propun, ținând cont că noi avem un regulament aprobat pe... nu se poate să facă domnul consilier județean această propunere, dar eu cred că aici suntem cu toții de acord că această propunere să fie comună pentru premierea sportivului. Și vedem și cu antrenorul ce face. Da. În continuare să dau cuvântul domnului președinte Besniuc. Am să rog să stingem din lumini, să ascultăm prezentarea și la final, așa cum am promis,
sesiunea de întrebări, observații și ce considerați dumneavoastră că ar mai trebui dezbătut sau lămurit. Bună ziua! Se aude? Da, ok. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri a Consiliului Județean. Mulțumesc pentru oportunitatea de a prezenta rezultatul activității pentru primele 100 de zile. Vedem mai târziu ce se întâmplă, știm exact ce se va întâmpla, dar nu vrem să anticipăm unele lucruri. Aici e o prezentare scurtă a ceea ce am reușit noi cu echipa de la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău să realizăm. Următorul slide, vă rog frumos. Deci, obiectivul numărul 1, după cum am declarat și după cum a fost stabilit și de către dumneavoastră, a fost restabilirea conectivității aeroportului cu destinații sau spre destinațiile cele mai solicitate care există sau au existat până în 22 inclusiv de pe aeroportul din Bacău. Acțiunile realizate au fost, în primul rând, identificarea destinațiilor prioritare. Dacă vă aduceți aminte, data precedentă v-am arătat top 5 destinații care erau Londra, Roma, Milano, Torino și Bruxelles, astfel încât să înțelegem care este prioritatea în a ataca subiectele. Punctul 2, negocierile cu operatorii aerieni, focusate pe destinațiile prioritare, că de acolo am pornit. 3 a fost dezvoltarea proiectului Bacău Reconnect, care de fapt reprezintă un pachet de stimulare integrat pentru companiile aeriene. 4 a fost sporirea performanțelor operaționale ale aeroportului Bacău, adică să devină operațional 24 de ore din 24. Și punctul 5, ca și acțiuni realizate, promovarea conceptului intermodal, conectivitate, transport terestru spre Bacău. Spre aeroportul Bacău, scuze. Rezultate pentru obiectivul numărul 1. În primul rând au fost identificate destinațiile care nu mai sunt deservite de pe aeroportul Bacău și care au fost cele mai solicitate din punct de vedere al cererii existente, respectiv cu un impact major pentru toți pasagerii care călătoresc prin aeroportul Bacău. În concluzie, am ajuns la 3 destinații de bază care erau cele mai solicitate și nu sunt acoperite. Nu erau acoperite la ziua din 10 februarie: Roma, Torino și Bruxelles. După care am mers direct pe fiecare subiect individual. Negocierile cu operatorii aerieni au fost prioritizate, iar efortul a fost concentrat pe acele companii aeriene care au bază operațională pe aeroporturile destinații prioritare. Adică am mers pe acele destinații prioritare în funcție de cererea care există și solicitările implicite de la pasageri. În concluzie, am mers spre compania Aero Italia, care are baza operațională pe Roma Fiumicino. Am mers spre cei de la TUI Fly, care au operare de pe baza din Bruxelles. Și am mers spre colegii de la Ryanair, care operează de pe baza lor din Torino. Este important de remarcat că, ca și acțiune pentru destinațiile Londra și Milano, Malpensa, acolo unde operează Wizz Air, a fost solicitată de la Wizz Air sporirea cu 33% a capacităților prin înlocuirea tipului de aeronavă din Airbus 320, care e cu 180 de fotolii, cu Airbus 321 Neo, care are 239 de locuri. Ce înseamnă asta? Da, ne-au spus cei de la Wizz Air că nu pot suplimenta numărul de frecvențe, dar am sporit capacitatea de procesare prin faptul că au oferit ei capacități suplimentare prin asigurarea unor aeronave de capacitate mai mare. Și o să vedeți și impactul ulterior. Vă rog, următorul slide. Deci, proiectul Bacău Reconnect, un punct 4 din acțiuni implementate, proiectul Bacău Reconnect reprezintă un pachet de stimulare integrat pentru companiile aeriene, prin care se asigură, în primul rând, promovarea regională a destinațiilor reconectate sau nou lansate de pe Bacău. Promovarea regională însemnând că noi, ca și aeroport, împreună cu dumneavoastră, Consiliul Județean, am asigurat și asigurăm promovarea pentru companiile care decis să revină pe destinațiile solicitate tot de către noi. Aici avem o expertiză acumulată, zic eu, foarte bună,
iar asta se reflectă inclusiv pe gradul de încărcare a zborurilor care va fi, de exemplu, cu AeroItalia. În al doilea rând, este vorba despre aplicarea unor reduceri de 50% pentru unele servicii prestate pe aeroport, la fel pentru cei care redeschid cursurile, tocmai ca să îi stimulăm în limita posibilităților pe care le are aeroportul. Este o acțiune de sinergie dintre efortul Consiliului Județean, adică al dumneavoastră, și al aeroportului, adică al echipei Aeroportului Bacău. Din 1 mai, Aeroportul Bacău a revenit la programul operațional 24/7. Aceasta este una din condițiile stabilite prin acordul cu Wizz Air, apropo, și în acest context, revenirea la acest regim operațional permite totodată înscrierea Aeroportului Bacău în lista aeroporturilor de rezervă pentru companiile aeriene care survolează spațiul aerian din regiune. Ce înseamnă asta? Fiecare aterizare în plus reprezintă pentru aeroportul nostru circa 2000 de euro, care nu sunt de neglijat atunci când mai ales calculez la mai multe zboruri. Iar până acum nu aveam operarea respectivă și companiile aeriene alegeau să zboare fie pe București, fie cum s-a întâmplat cel mai recent caz, apropo cu Wizz Air-ul, care nu știu de ce a decis să zboare tocmai spre Budapesta când nu a putut să aterizeze pe Iași. Punctul 6. Din 17 mai, aeroportul a redobândit autorizarea pentru serviciile de handling pasageri, un serviciu care a fost absent până acum, ceea ce permite deservirea completă a zborurilor regulate și charter, fără a externaliza acest serviciu. Acest serviciu este generator de venituri suplimentare pentru aeroport și este parte a programului de sporire a atractivității operării pe Bacău prin servicii complete la un tarif atractiv pentru operatorul aerian. Este iarăși un exercițiu care noi l-avem cu cei de la AeroItalia, unde printr-un efort semnificativ din partea noastră, din punct de vedere a resurselor umane, dar din punct de vedere a costului, sunt acoperite toate costurile, reușim să aducem plus valoare la tot pachetul Bacău Reconnect. Punctul 7. Am insistat și, de fapt, am dezvoltat conceptul intermodal, care acest concept devine o realitate în contextul așteptărilor companiilor aeriene de a fi asigurată o mai bună conectivitate cu transport terestru sau prin transport terestru spre aeroportul Bacău. Una din condițiile înaintate de Wizz pentru redeschiderea unor destinații de pe Bacău este cea a unei conexiuni directe spre și dinspre Chișinău. Am avut chiar ieri discuția cu ei și au zis că sunt în așteptarea unor vești pe segmentul ăsta pentru că aeroportul din Iași nu îi mai satisface din punct de vedere a situației care este legată de... E foarte congestionat, foarte aglomerat, experiența pasagerului este la pământ și atunci cei de la Wizz simt lucrurile astea, se vede și în retragerea sau renunțarea la unele zboruri care erau planificate, de exemplu, de pe Iași și Suceava. Se va renunța și probabil că vom avea o șansă în plus ca să venim cu argumente, inclusiv acest argument, ca să îi readucem cu zborurile pe Bacău. Următorul capitol ține de optimizarea costurilor. Adică pe lângă obiectivul de bază ca să generăm mai multe venituri, să restabilim conectivitatea, a trebuit să ne gândim și la optimizarea costurilor. Am reușit să transferăm efortul financiar de achiziție a unui echipament pentru vizibilometru în valoare de peste 700.000 de lei către Romața, deși inițial achiziția era prevăzută în bugetul aeroportului. Această investiție va asigura certificarea aeroportului nostru pe categoria de 2 de vizibilitate redusă, să zicem așa, aterizări pe, sau operare pe vizibilitate redusă, categoria 2, respectiv crearea unui avantaj competitiv în raport cu alte aeroporturi din regiune. Ce înseamnă, de fapt, vizibilometrul ăsta? Sunt echipamente meteo care sunt instalate astfel încât să fie asigurată interacțiunea cu echipamentul de ILS pe care îl avem instalat pe o direcție 34 și vrem să instalăm și acum ILS pe direcția 16,
iar vizibilometrele respective, echipamentul, permite ca interacțiunea să fie completă și să putem fi certificați de către autoritatea aeronautică civilă pentru categoria respectivă de zbor. Ce înseamnă asta practic? La vizibilitate redusă, de exemplu, dacă e ceață sub 500 de metri, vom avea posibilitatea totuși să aterizăm pe aeroportul din Bacău până la limita de jos de 300-350 de metri. Ceea ce de asta vă explic ce reprezintă și unde este avantajul nostru, pentru că tocmai acolo țintim să fim mai atractivi pentru alți operatori aerieni față de cei care sunt, de exemplu, Iași sau Suceava. A fost, punctul 2, a fost renegociat în condiții avantajoase expunerea financiară a aeroportului Bacău, reușind astfel să reducem semnificativ cheltuielile de creditare, noua schemă a structurii de garanții aferent unei linii de credit presupune o reducere de aproximativ 80.000 de lei anual. Punctul 3. Am inițiat demersurile pentru înființarea primului centru regional de formare profesională în domeniul aviației civile. E o noutate și pentru Bacău și pentru regiune. Vreau să vă spun, aceasta va permite să reducem cheltuielile cu formarea profesională a personalului propriu, dar să realizăm venituri suplimentare din prestarea acestui serviciu către alte aeroporturi din țară. E păcat să avem atâtea minți luminate și lucide în Bacău și să nu punem în aplicare un plan elementar de creare a centrului de instruire, mai ales că avem și oameni potriviți și folosim resursa internă a Bacăului, dar în special a aeroportului, dar și a aerostatului, de ce nu? Și punctul 4. A fost structurată o schemă de ajutor de minimis care să permită susținerea promovării destinațiilor deschise de operatori aerieni cu sprijinul Consiliului Județean Bacău, adică a dumneavoastră. Schema urmează să fie analizată de către Consiliul Concurenței și să primească avizul de aprobare, după care să fie pus în practică funcție de votul dumneavoastră. Înțeles. Următorul slide, aici ajungem la cifre de acum. Lucrurile devin interesante. Foarte multă lume se dă cu părerea privind statisticile. Glumeam și cu colegii mei că noi românii suntem specialiști în tot ce vrei, inclusiv acum mai noi și pe aviație, ceea ce este bine. Ne tragem la știință. Facem centru. Da, facem și centru, exact. Avem potențial. Dar haideți să vedem de unde am pornit și unde suntem acum, pentru că avem o realizare pe februarie, martie, aprilie și luna mai. O să vedeți că fluxul de pasageri care era planificat, de exemplu, în februarie, a fost de 8.400 de pasageri, martie 8.700, 8.700 în aprilie și mai 9.000. Am reușit să creștem fluxurile de pasageri. Exact ce menționați mai înainte, am insistat la Wizz Air ca să ne schimbe tipul de aeronave, ceea ce a generat 33% în plus capacitate și, prin urmare, avem creșteri importante inclusiv pe anumite destinații, bun, sunt două destinații acum în prezent, Luton și Milano Malpensa, dar creșterile sunt importante, în special în luna mai, inclusiv datorită unor zboruri charter, ca să știți. Acum, vizual și grafic, o vedeți descrisă situația concret în slide-ul respectiv. Este clar că suntem bine pe partea de venituri, adică avem mai mulți pasageri decât am planificat, ceea ce ne permite să nu venim foarte des cu mâna întinsă la Consiliul Județean și să începem să performăm, să producem, de fapt, să avem o activitate sustenabilă. Următorul slide, vă rog. Următorul, vă rog. Așa. Și aici avem impactul sporirii capacității de flotă sau de generat pe piață de către Wizz și Aeroitalia pe aeroport din Bacău. Aici sunt planificările deja. Dacă vă aduceți aminte, când am venit prima dată în fața dumneavoastră, v-am arătat de fapt unde suntem, cât de gravă este situația și erau 73% destinațiile care sunt retrase și cu impact din punct de vedere a numărului, a fluxului de pasageri și unde am putea să riscăm să ajungem să fim cofinanțați de către Consiliul Județean. Ei, odată cu intrarea
AeroItalia, anticipăm o diminuare a acestui impact al retragerii Blue Air și parțial a Wizz Air-ului, astfel încât vedem o diminuare a impactului de la 73% la 57%, adică practic cu circa 15% sau cât e, da, 15% cred că. 16, scuze. Aici trebuie să remarc că intrarea concretă a AeroItalia aduce beneficii până la sfârșit de an de circa 200.000 de euro pentru aeroportul din Bacău. Sume concrete, valorificate, s-ar putea să fie chiar și mai mult funcții de intensitatea de operare. Și la concluzie, vă rog frumos. Deci, în primul rând, negocierile cu operatorii aerieni sunt complicate, iar competiția regională din aeroporturi reduce puterea noastră de negociere în raport cu celelalte două aeroporturi. 2. Acordul cu AeroItalia reprezintă un adevărat succes din punctul nostru de vedere al echipei aeroportului Bacău, pentru că 1. Reduce din vulnerabilitatea regiei autonome de a avea doar un singur client. 2. Asigură venituri suplimentare, mărime de circa 1 milion de lei la bugetul aeroportului. Și 3. Restabilește un serviciu adițional prestat de aeroport, handling pasageri, care reprezintă o sursă suplimentară de venituri pentru regia autonomă. Vreau să remarc aici că odată având baza sau restabilit serviciul ăsta, prestăm servicii și pentru celelalte zboruri charter, care nu mai pleacă la alți handleri să fie de servici. Asta însemnând că, cel puțin pentru până la sfârșit de an, planificăm să deservim, cred că, minim 50 de zboruri charter, inclusiv serviciile, toate zborurile care vin la Aerostar, urmează a fi asigurate de handling pasageri de către serviciul nostru nou sau restabilit ca și activitate. Punctul 3. Negocierile cu Wizz au asigurat la această etapă o creștere cu 33% a capacităților de operare spre Londra, Luton și Milano, Malpensa. Crearea condițiilor necesare de stimulare a redeschiderii unor destinații sau creșterea frecvențelor de operare pot determina Wizz Air să regândească rețeaua de zboruri de pe aeroportul Bacău. Fac remarca aici, pe lângă faptul că ziceam despre conectivitatea cu punctele importante pentru Wizz Air, de unde își trage din bazinul de clienți, mai există și aspectul legat de experiența clienților sau pasagerilor. Încercăm să mizăm pe tot pachetul de susținere care vine și din partea Consiliului Județean și din partea aeroportului. În felul ăsta, stimulând revenirea Wizz Air-ului treptat cu anumite destinații cheie, exact cum v-am prezentat ca și puncte sau destinații targetate. Cu alte cuvinte, există o strategie în vigoare, mergem complet cu o strategie clară, nu ne împrăștiem la 10 destinații sau 100 de dorințe. Suntem focusați, suntem mobilizați, echipa este foarte bună și depune tot efortul necesar ca să produc efectele pe care le așteaptă, de fapt, toți cei care vor să zboare din Bacău și să revină acasă spre Bacău. Și punctul 4. Eforturile comune ale aeroportului Bacău și a Consiliului Județean au determinat o creștere a veniturilor planificate până la sfârșit de an cu 1 milion de lei și o reducere cu 700.000 de lei a costurilor aferente investițiilor. Aș vrea să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta informația. Pot să vă răspund la toate întrebările pe care le aveți. Vă rog frumos, chiar voi fi bucuros să vă răspund, să clarific orice cifră care stă în spatele prezentării. Vă rog frumos. Mulțumesc pentru prezentare, domnul președinte, pentru prezentarea completă pe toate palierele și profesionist, așa cum v-am cunoscut, extrem de dedicat și foarte bine structurat pe activitatea pe care o faceți la aeroportul din Bacău. Cred că tocmai această prezentare, și după aia am să dau cuvântul celorlalți colegi care vor să intervină, să întrebe, tocmai această prezentare arată că aeroportul din Bacău are perspective, s-a văzut o creștere clară a pasagerilor față de ceea ce era preconizat în condiții vitrege de piață. Asta înseamnă un efort extraordinar
făcut din partea conducerii și chiar din partea, colegilor de la aeroportul din Bacău. Să știți că este foarte greu pe această piață care acum vedeam, înainte de a prezenta domnul președinte, Wizz Air s-a retras din alte, încă 12 rute au fost retrase de la nivel național, fără un motiv anume, decât probabil economic. Există o competiție acerbă. Vreau să vă spun mai mult decât atât, ca să înlătur orice altă discuție incorrectă față atât de conducerea aeroportului, cât și conducerea Consiliului Județean, să știți că pentru a veni pe piață sunt companii care au solicitat compensații materiale, financiare, mă scuzați. Avem un exemplu și vi-l pot prezenta, pentru o cursă să subvenționăm cu 14.500 de euro. Asta înseamnă pe sezon 1,5 milioane de euro pentru a menține anumite curse. Lucru care evident că nu o să-l facem. Noi trebuie să devenim competitivi prin ceea ce suntem noi. Un aeroport modern, un aeroport care să fie net superior din punct de vedere tehnic, în așa fel să asigure ceea ce nu asigură alte aeroporturi, și aici este competiția. Un aeroport care să fie flexibil pe dorințele companiilor aeriene, dar care să nu ne ducem în, nu neapărat în bugetul aeroportului, ci să creștem bugetul aeroportului, și în momentul când o să stabilim schemele de minimis, vom face de așa natură încât acele scheme de minimis să încasăm noi mai mult decât se dă. Cam asta este secretul într-o schemă de minimis, adică să asigurăm o stabilitate a aeroportului în așa fel încât să nu mai fie fluctuant. Dacă pleacă de pe aeroport, nu se mai aplică schema de minimis, suportă consecințele acestea. Ca atare, eu, să știți că mă văd, cred că aproape săptămânal cu domnul președinte, mă bucur că am reușit să, și a reușit dânsul să dezvolte împreună cu echipa un plan articulat. Eu cred că la anul, pe acest timp, aeroportul din Bacău va fi cu totul și cu totul mult schimbat față de ceea ce se prezintă acum. S-a făcut o diferență în 100 de zile, am fost extrem de transparenți, îi mulțumesc pentru aceasta domnului președinte și nu vreau să mai lungesc discuția, vreau doar să dau, așa cum am spus de la început, cuvântul colegilor care au vrut să intervină pe cele trei proiecte de hotărâre. Vă rog, domnul consilier județean Olteanu, noastră aveați o intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Da, probabil dacă aș fi vorbit la proiect, poate discutând cu domnul director, mi-aș fi schimbat, noi ne-am fi schimbat votul. Bravo, domnule! Domnilor, noi credem în forța argumentului și argumentele susținute de un profesionist pot determina o schimbare. Noi nu am venit cu o idee preconcepută și în felul ăsta am justific și votul. După cum știți, dragi colegi și domnule administrator, la o ședință anterioară, când ați mai venit cu o propunere de aprobare a organigramei, ne-am abținut la vot, motivat de faptul că nu am văzut o reducere a numărului de salariați și am zis că aceasta este cea mai facilă modalitate de a reduce cheltuielile și de a îmbunătăți performanța financiară a aeroportului. Apoi am văzut că ați venit cu un nou proiect, am văzut aceeași cifră. Ne-am zis noi. Zic, domnule, înseamnă că ăsta este minimum sub care se poate coborî pentru funcționarea aeroportului. Dar, cercetând și alte aeroporturi, am văzut o hotărâre a Consiliului Județean Iași în care aeroportul din Iași funcționează cu 152 de oameni. 3 oameni mai puțin. Atunci am zis, domnule, înseamnă că minimul nu este 155. Și știți prea bine că acolo sunt alte, se vorbește de alte cifre la numărul de pasageri. Numai în luna martie, că dădea domnul director general aici, au fost 14.623 de pasageri, la Iași erau 140.017 pasageri, deci de 10 ori mai mult. Din acest motiv am zis că votăm împotrivă, tocmai pentru a sancționa această
neadaptare la ceea ce credem noi că trebuie să se întâmple. Am sugerat atunci că trebuie să fie redus numărul de salariați. Dacă astăzi am fi văzut o reducere cu 1, 2, 3, am zis, da, domnule, este o preocupare pentru a reduce cheltuielile salariale prin ușurarea schemei. Mulțumesc. Da, domnul președinte, chiar vă rog să răspundeți. Să răspundeți, răspundeți și cu aeroportul din Iași, că am explicat, și cu numărul de, cu schemă de personal. Vă vreau să fie foarte clar, să rămână chiar și pe bandă, ca să nu avem discuții. Domnule consilier, mulțumesc mult pentru întrebările pe care le-ați pus. Unul la mână. Modificarea care s-a produs sau s-a votat astăzi pe organigram nu implică o creștere a numărului de personal. Mai mult ca atât, nici nu implică o creștere a numărului de poziții executive. Noi, de fapt, optimizăm în interiorul structurii organizatorice care există, optimizăm fluxurile astfel încât să fim conformi și cu ceea ce a recomandat raportul de audit, dar totodată să nu creștem numărul de persoane care sunt angajați acolo. De fapt, este o remodelare pe intern a fluxurilor, astfel încât să facă față provocărilor reale care sunt acum la ziua de azi, în tot ce ține de atragerea operatorilor aerieni noi. Am văzut-o și s-a demonstrat și pe exemplu care l-am prezentat în raportul de astăzi. Lucrurile merg bine atunci când toată echipa începe să tragă la comun, să împingă toate procesele. Ei, ca să existe verticalitate pe acțiuni, dar și responsabilitatea fiecăruia în parte, este necesară tocmai această regândire pe funcția de director comercial, care am extras-o iarăși dintr-o funcție, ca să știți, de director economic adjunct, o funcție la fel executivă. Adică nu avem o creștere la numărul de persoane angajate. Doi, referitor la situația de la Iași și mai grav de la Suceava, că Suceava, vă spun că activează cu 60 sau 70 de oameni. Aceasta a fost și întrebarea mea pe care am pus-o celor de la Autoritatea Aeronautică Civilă din România. Și le-am spus, oameni buni, cum reușiți dumneavoastră să-i certificați pe cele două aeroporturi, unde mie aeroportul îmi impuneți, mă obligați să țin toate aceste poziții, iar cu Suceava și Iași sunteți mult mai relaxați. Ei mi-au spus și asta se întâmpla luni, iar a doua zi, marți, la Suceava s-a întâmplat incidentul respectiv, la care ei îmi spuneau că să nu credeți că nu am dat neconformități pentru asta, neconformități însemnând că dacă nu redresezi situația, riști să fii închis ca și aeroport. Prin urmare, și Suceava și Iași, puteți să întrebați pe cei de la aeroportul din Iași și din Suceava, câte neconformități au pe aspectul ăsta legat de lipsa numărului suficient de personal care să asigure operarea eficientă și în bune condiții, în condiții de siguranță și securitate a zborurilor de pe aeroportul din Iași. Să vedeți cum se întâmplă lucrurile mai târziu, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. În cazul nostru, vă aduc și hârtia demonstrată de la, sau demonstrația, formularul de la Autoritatea Aeronautică Civilă, unde ne-au impus, au zis, trebuie să aveți minim, uite, atâția oameni ca să acoperiți toate posturile respective. Mai mult ca atât, dacă ați observat, noi am repornit operarea 24 de ore din 24 cu același număr de personal, adică productivitatea muncii, într-un fel, a crescut, dar numărul de persoane care sunt angajate a rămas același. Vorbesc acum în contextul optimizării activităților și a fluxurilor. Asta cred că e o realizare totuși. Nu putem să diminuăm numărul de oameni de angajați la dorința noastră, pentru că mai avem și cealaltă parte care ne strânge foarte tare, care se numește contractul colectiv de muncă. M-am trezit, sincer, cu două sindicate, care ambele toți își doresc să crească salariile și nu plece nimeni de acolo. Și atunci le-am propus, oameni buni, avem bugetul alocat, cum vreți să faceți? Să reducem numărul de personal, dar în cazul ăsta să rămânem în cadrul același buget, sau rămânem toți împreună și mergem ca să sărim hopul ăsta și să începem să producem bani suficienți. Pentru că
toate problemele care, pe care le au aeroporturile din regiune se axează pe lipsa de personal suficient. De ce? Pentru că la un moment dat tu trebuie să asiguri un flux anumit de procesare și nu poți asigura tocmai din cauza că nu ai personal suficient, angajat suficient. Acum există și o vorbă la piloții care zboară spre Iași. Tu știi când ajungi acolo, dar nu știi niciodată când pleci de acolo. Tocmai din cauza că piloții nu sunt cazați chiar în proximitatea aeroportului, dar în afară și accesul la aeroport e mai dificil. Vă rog să-mi spuneți dacă sunt și alte întrebări. Da, eu am să fac și o precizare referitor tot la numărul de personal. Dacă ați fost atenți în prezentare, s-a precizat de către domnul președinte că s-a înființat un serviciu de handling. Ori serviciul de handling n-a presupus angajarea de alt personal, pentru că tot cu personal trebuie făcut din cadrul aeroportului, ci face parte din același personal, dar e distribuit ca și atribuții. Am o întrebare, dacă toți suntem cunoscători în zonă, aeroportul din Iași are serviciul de handling propriu sau externalizat? Dacă poate să-mi răspundă cineva la această întrebare, la fel și la Suceava. Există, să zicem așa, o competiție incorrectă față de aeroportul din Bacău, dar care nu ni se datorează. Am specificat și atunci că este complex, că este contextul geopolitico din zonă, că faptul că războiul din Ucraina a influențat extrem de mult fluxul de pasageri atât de pe Suceava cât și de pe Iași, închiderea aeroportului sau restricționarea aeroportului din Chișinău în asemenea măsură a influențat și aeroportul din Iași, cum ne-a influențat și pe noi, ceea ce a dus ca companiile să migreze acolo unde au mai mulți pasageri, indiferent de unde vin. Și migrează și o parte din pasagerii noștri. Nu este un lucru chiar foarte simplu, am explicat foarte clar. Câteodată nu se înțelege un lucru evident, dar ceea ce am văzut în planul domnului președinte Bezniuc este tocmai această, să zic așa, bypassare a Iașului prin conectivitatea Chișinăului cu Bacău, care nu-i de aici de acolo de a fi trecută cu vederea. Vom vedea rezultatele, noi vom fi tot timpul transparenți, domnul președinte Bezniuc, sperăm ca peste 100 de zile să vină cu altă prezentare, în așa fel încât să aveți o situație foarte clară. Încet, încet, programul Reconnect își arată efectele. Mâine sunteți cu toții invitați fără nicio problemă la deschiderea cursei Roma, care nu-i doar că e o cursă pe săptămână, ci se creează o frecvență de circulație pe Roma cu 3 conectivități către alte destinații, ceea ce ar însemna ca numărul de pasageri să crească. Mai mult decât atât, important ca această companie să vadă stabilitate în cadrul aeroportului internațional și poate diversificarea curselor în așa fel încât să fie un mod de câștig win-win. Cel mai ușor, imediat, cel mai ușor este să critici, cel mai greu este să construiești. Domnul consilier județean, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, am urmărit cu atenție evoluția dumneavoastră de la prima întâlnire pe care am avut-o, inclusiv cea din prezent. Fără a avea pretenția că mă pricep la aviație și fără a avea în vreun fel dorința ascunsă să critic sau să pun într-o lumină defavorabilă colegii din Consiliu, cred că dacă dumneavoastră ați fi venit, cel puțin din punct de vedere personal o spun, dacă ați fi venit cu o primă măsură în pachetul de activități pe care îl faceți pentru refacerea a tot ceea ce înseamnă componenta aeroportului cu eliminări de personal, demiteri sau alte asemenea chestiuni, ați fi intrat într-o zonă pur politicianistă și demagogică. Pe de altă parte, eu, din ceea ce știu, cu puțina mea știință, nu am pretenția a fi un mare specialist, dar în toată componenta de management și de conducere de business, nu ai cum să ratezi faptul că principalul asset pe care îl ai este resursa umană. După aceea, discuți de alte asset-uri specifice. Al treilea argument cu care vin în fața dumneavoastră este inclusiv faptul că sunteți o industrie de nișă.
nu găsim peste tot personal specializat în tot ceea ce înseamnă servicii aeronautice, aeroportuare. Dacă dumneavoastră, repet, ați fi venit cu un plan de măsuri în care explicați într-un stil demagogic politicianist cum fac politicienii din ziua de azi, am dat afară 10, 15, 20%, înseamnă că dumneavoastră nu ați fi avut idei concrete de ceea ce înseamnă funcționarea acestui aeroport. Urmăresc în continuare cu interes și eu și colegii noștri evoluția dumneavoastră și vă urăm mult succes și să luați măsurile care trebuie să le luați, nu gândindu-vă la ce spun politicienii. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu pentru intervenție. Alte intervenții, domnul consilier județean Marco. Da, este un început bun. Nu știu dacă am fost, poate n-a fost eu atent, domnul președinte a prezentat ceva legat de tradiționalele curse spre Antalya în această vară. Bacău cel puțin era... N-ați fost atent. Da? Spre Turcia și, da. Și, deci, și Creta. Stați să vă spun așa. Haideți să facem o diferență. Unele sunt curse charter, care sunt sezoniere, sigur, și unele sunt curse regulate. Noi, pentru atractivitate și pentru ceea ce înseamnă sustenabilitatea aeroportului, vorbim de curse regulate. Ceea ce apare ca charter nu poate fi considerat un venit sigur. Asta e o treabă clară. Noi ne concentrăm pe ceea ce înseamnă sustenabilitate. O să vină la pachet cu aceste curse regulate, evident și cursele charter. O parte sunt care nu v-au fost prezentate aici, pentru că nu reprezintă, să zic așa, un venit sigur care te poți baza în crearea unui buget sau într-o eficiență economică, așa cum trebuie gândit aeroportul. De acord. Era un venit totuși substanțial și pe zona asta. Aș mai fi avut o întrebare. Dacă s-a studiat, eu știu, zonele, județele care livrează, ca zic așa, pasageri către aeroportul nostru, ținând cont că poziția geografică ar fi centrală, dacă ne avantajează într-un fel sau nu. Dacă județul Galați, Vrancea, eu știu, parte din Neamț, că aici undeva pasagerii sunt împărțiți, dacă s-a făcut și un studiu vis-a-vis de aceste zone care ar livra pasageri către aeroportul nostru. Eu vă doresc succes, domnul președinte, și cu toții simțim cam ce înseamnă să facem bani în economia românească. Fiind aeroport, fiind companie, fiind SRL, fiind orice întreprindere privată. Și aici, noi, eu cel puțin personal o simt pe pielea mea, ce înseamnă să menții un business în condițiile actuale ale economiei românești. Succes, sănătate! Mulțumesc, deși evident răspunsul este a domnului președinte, o parte din el îl am și eu referitor la ce a spus, dacă s-a analizat toată zona, evident că s-a analizat toată zona atunci când s-a făcut auditul la nivelul aeroportului, comandat de către Consiliul Județean și plătit de către Consiliul Județean. Și ceea ce ați văzut dumneavoastră la început este datorat acelui audit, pentru că se vedeau care sunt cursele regulate și de unde vin. Că vin de Neamț, din Covasna, din Harghita, lucruri care le-ați Vrancea și toate s-au strâns în zona Bacăului. V-am spus de ce au migrat. În continuare îți dau cuvântul domnului președinte, care sunt convins că are mai multe amănunte decât am eu. Da, mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc pentru întrebare. Pe subiectul curselor zborurilor charter de vară spre Antalya, vă confirm că există solicitarea din partea companiei High Sky pentru operarea din 10 iunie, o dată pe săptămână, a zborurilor spre Antalya. Sunt zboruri de categoria charter regulate și, apropo, a fost aprobat, cred, și tariful respectiv mai înainte, unde am încadrat la zboruri charter sau serii de zboruri charter. Problema care există este următoarea. Cursurile charter nu sunt la discreția companiilor aeriene. Nu sunt instituite sau create pe anumite destinații în funcție de dorința operatorului aerian. Cei cu care discutăm noi sunt turoperatorii. Exact.
tur operatorii, de exemplu, pentru zborurile din Bacău, tur operatorul consolidator, adică cel care asigură tot pachetul cap-coadă și avion și cazare și transfer, este DERTUR-ul. DERTUR distribuie mai departe către toate agențiile și subagențiile care există aici în Bacău și ele vând dumneavoastră pachetul pentru că îl știți dumneavoastră pe Gheorghe sau Vasile sau pe Ion mai bine și aveți încredere în el. Dar până la urmă tot e același DERTUR care este comandatarul și el spune că uite vreau să zbor din Bacău spre Antalya. La fel DERTUR trebuia să pună, sau chiar Carpatin trebuia să pună zborurile spre Corfu și au renunțat pentru că nu există încărcare suficientă. Adică intenția a fost declarată, agențiile locale turistice nu au vândut suficient, nu au făcut suficiente rezervări în avans și tur operatorul a decis să se retragă cu aceste zboruri charter. Prin urmare e o poveste diferită. Cursurile, zborurile regulate și cele charter. Sper că am reușit să vă explic cât se poate de bine subiectul. Iar pe partea legată de conectivitate, o să-l rog și pe domnul, colegul meu, Gabi Măriuț, să vă răspundă, pentru că, într-adevăr, s-a făcut un studiu, am făcut o analiză foarte bună, zic eu, avem strategia în față, știm exact ce avem de făcut, dar o să vină și detaliile ca să vă convingeți că, într-adevăr, echipa a lucrat și la subiectul ăsta, adică nimic nu a scăpat din vedere și noi chiar suntem focusați pe tot ce înseamnă rezultat. Gabi, te rog. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Așa cum ați văzut și în prezentare, un obiectiv smart al proiectului Bacău Reconnect a constat chiar în reconectarea aeroportului pe tot ce înseamnă cale rutieră. S-au făcut demersuri concrete de restabilire acestei conectivități, odată la nivel local, județean și la nivel național. Până în prezent, concret, s-au stabilit protocoale de colaborare la nivel local cu cei de la transport public, care s-au alăturat demersului nostru de conectivitate și astăzi, corelat cu orarul de zbor, traseul 18B trece prin aeroport, funcție, bineînțeles, de orarul de zbor actual. Pe partea județeană s-au semnat protocoale de colaborare cu cei de la Massaro, astfel încât astăzi tot ce înseamnă Onești, Comănești, tur-retur trece prin aeroport, bineînțeles corelat cu orarul de zbor. La nivel județean, că ați întrebat de județele învecinate, avem semnat un protocol de colaborare cu compania Transfero din Tecuci, care asigură conectivitate din Vaslui, Tecuci, Bârlad, Galați, și pot aduce astăzi, în condițiile în care există solicitare, pasageri gratuit în aeroportul Bacău. Mai mult, la nivel național, tot cu cei de la compania Massaro s-a semnat un protocol de colaborare, tot ce înseamnă Iași-București, tur-retur, și aici gândiți-vă și la județele care sunt tranzitate pe această rută, au permis și trec prin aeroportul George Enescu Bacău. Totodată avem un proiect, este în derulare, dacă îmi permiteți să vorbesc foarte pe scurt despre el. A fost demarat procesul pentru certificarea unui shuttle care va asigura conectivitate dintre aeroport și gară. A fost făcută o analiză a tot ce înseamnă astăzi sosiri în gara Bacău, corelat, bineînțeles, cu orarul de zbor și vom avea deocamdată doar două frecvențe zilnice, astfel încât vom asigura conectivitatea și cu gara. Cam așa stau lucrurile pe partea, da, de conectivitate. Mulțumesc mult! Da, mulțumesc pentru ampla prezentare. Vreau doar să vreau să vă spun un lucru. Fac o, să zic așa, o sinteză economică. Dacă la începutul anului, atunci când am fost anunțați că cu o oră înainte de că Wizz își mută baza din Bacău, mai operând doar două rute, s-a solicitat din bugetul Consiliului Județean pentru aprobare în bugetul Regiei Autonome o finanțare, dacă nu mă înșel, pe cheltuieli neeconomice de susținere de undeva 3 milioane, cred că nu mă înșel, pe care n-am acordat-o. 6. Solicitarea a fost inițială de 6. În acest moment, ceea ce s-a dat în mod direct prin buget, prin ce ați aprobat noastră, după o analiză susținută, a fost de 700.000.
o diferență care nu se compară nici cu anul trecut, o diferență care arată că s-a creat un echilibru a celor trei ei, eficiență, economicitate și eficacitate. Mai mult decât atât, să știți că Aero Italia nu a venit subvenționată la Bacău. Singurele costuri pe care le avem și pe care le-a avut Consiliul Județean au fost de 8.000 de lei pentru promovare, care s-a reușit să facă, să zic, penetrant, și mâine face parte din această, tot din această promovare. O să vină președintele, dacă nu mă înșel, vicepreședintele Aero Italia, cu care o să am o discuție referitoare la dezvoltarea curselor și rutelor pe aeroportul din Bacău. Dacă mai sunt intervenții, mă scuzați că am intervenit înainte. Nu e problemă, scurt o întrebare. Un lucru îmbucurător pe care l-am văzut în raportul domnului președinte a fost discuția cu Ryanair și chiar pe destinația Torino, din ce mi-am notat, ținând cont și colegii mei din Consiliul Județean știu, marea parte a cetățenilor județului Bacău sunt plecați în zona Torino la muncă. Domnule președinte, vreau să vă întreb care este stadiul discuțiilor cu Ryanair și dacă avem vreo speranță să-i vedem pe aeroportul Bacău cel puțin până în luna august, dacă termenul nu este prea scurt. Mulțumesc! Da, ca să vă explic foarte simplu, am discutat cu Michael O'Leary, care este proprietarul Ryanair. I-am explicat situația, am spus că avem un trafic consolidat pe Torino, adică nu e ceva pe care trebuie să-l caute sau să-l analizeze. Și îmi spune Radu, uite, noi avem 200 de aeroporturi în rând, din toată Europa, care vor ca să venim să zburăm spre ei și ne dau și bani pentru asta. Adică, cred că înțelegeți unde e răspunsul. Adică, noi am încercat să abordăm lucrurile la cel mai înalt nivel și cred că aici a fost și rolul meu, ca să mă implic foarte activ cu toate relațiile pe care le am, dar oamenii sunt taxați pe business, adică prietenia e prietenie, dar după trebuie să vezi oportunitatea de business. Dacă suntem noi dispuși să asigurăm 1.000.000 de euro mâine pentru Ryanair, îi aducem, cred că pentru 4-5-6 luni, după aia nu știu. Putem să facem un copy-paste și la tot ce a însemnat Oradea. Ori noi avem acum posibilitatea să consolidăm o relație foarte bună, zic eu, cu Aero Italia. Speranțele noastre se îndreaptă acolo acum, în acest moment. Și Torino este, ați văzut, v-am prezentat, este în prioritate. Asta vreau să vă arăt, că am pus slide-ul ca să vedeți că e una din destinațiile prioritare. Exact. Este una din destinațiile prioritare. Avem alte soluții, în schimb, nu pot să divulg prea mult de acum, pentru că presupun că ne urmăresc și competitorii, cumva. Da. Sunt curioși să audă ce planuri avem. Cred că va trebui să avem și o ședință închisă, domnul președinte, la un moment dat, unde da, să prezint planurile așa cum sunt, altele decât doar cele din față oficiale. Sunt discuții avansate cu alți operatori aerieni, sperăm să avem un rezultat bun, dar depinde foarte mult și de dumneavoastră. Sunt lucruri simple pe care trebuie să le facem împreună. Unul din ele este cel legat de conectivitatea terestră cu același Galați sau, nu știu, chiar și Chișinău. Da, cred că asta este partea cea mai importantă, de a atrage din județele limitrofe și cred că de a bypassa. Asta e, cred că, cea mai importantă, unde a bypassa zona de Chișinău, să aducem surplusul de pasageri în confort, să nu mai treacă în Iași, pentru că experiențele pasagerului afectează imaginea operatorului. Ori toată această congestiune, să zic așa, sunt congestionați și într-o parte și în alta, dar artificial. S-a prezentat la începutul mandatului minim 300.000 de pasageri, minim 300.000 de pasageri, atât la Iași, cât și la Suceava, sunt nu neapărat artificial, dar nu sunt din zona noastră. Pot să completez, domnul președinte? Vă rog.
Mai mult ca atât, colegul nostru, directorul general de la aeroportul din Cluj, care e numărul 2 deocamdată pe țară, ca și flux de pasageri, este extrem de îngrijorat că Iașiul crește foarte rapid, iar la el creșterea nu este deloc atât de mare cum și-o dorea, de exemplu. Adică ritmul de creștere a încetinit pe Cluj, iar în confirmare a ceea ce a spus dumneavoastră, este că traficul, într-adevăr, vine din exterior. Din zona de est. Din exterior. Da, asta este. Domnul consilier județean Șova, vă rog, să v-ați exprimat dorința. Da, bună ziua, domnule președinte, bine ați venit după 100 de zile de management și ne-ați prezentat lucruri care nu le știam și le-am aflat de la dumneavoastră, dar în prezentarea dumneavoastră ați spus ceva de un zbor anulat care trebuia să aterizeze la Bacău sau a mers în altă parte de la Iași. Vă rog, dacă puteți detalia un pic. Nu, era zborul care trebuia să ajungă pe Iași, dar a fost redirecționat spre Budapesta de către Wizz Air. Asta, costurile dumnealor, bănuiesc, dar de ce, din motive de management strategice, n-au fost direcționați? Nu putem către să cunoaștem, pentru că aici chiar e o situație dubioasă, adică să străbați toată calea înapoi spre Budapesta, pentru că ai alte 10 aeroporturi din regiune unde poți să aterizezi foarte bine. Inclusiv Târgu Mureș, oameni. Da. Și n-au mers acolo. Să știți că e o decizie a pilotului. De obicei, capitanul este cel care decide și nimeni nu se opune. Nu compania decide. Ce vreau să vă spun, dacă observați, și se poate face o analiză la nivelul tuturor aeroporturilor din țară, o să vedeți ce este interesant de fapt, dezangajant oarecum, faptul că aeroporturile de interior au de suferit. Pentru că se duc pe regiunea nord-est, pe zona de graniță, majoritatea pasagerilor migrează operatorii migrează în acea zonă pentru că au de câștigat, nu pentru faptul că au tarife mai mici. La ce facilități oferim noi, să știți că suntem greu de egalat. La ce infrastructură modernă avem, iar suntem greu de egalat. Apropo de siguranța în aterizare, cred că asta va fi unul din să zic, marile aturi ale aeroportului. Infrastructură, conectivitate, siguranța zborului și nu în ultimul rând, condiții. Pentru că aeroportul din Bacău asigură condiții, dar toate lucrurile astea au fost foarte bine grupate de domnul președinte, foarte bine articulate și prin prezentarea către companiile aeriene, avantajul pe care îl are dânsul și l-a avut că vine dintr-un sistem, nu știu cine dintre noi sau din județ sau din altă parte ar fi reușit să înglobeze sau să intre să conducă un aeroport dacă nu știi absolut nimic de activitatea de acolo, dacă nu știi piața, dacă nu ești recunoscut pe piață, dacă nu ai conexiunile chiar și personale de a putea intra în contact cu operatorii. Dacă nu mă înșel, mi-a prezentat domnul președinte o listă cu minim 12 companii aeriene contactate. Cred că n-am greșit, e posibil să fie mai mult, contactate, discutate, cu răspunsuri, o parte venită, o parte nevenită, dintre care și luat Polonia, cred că pot să prezint, în care ni s-a pus în vedere, domnule, dacă doriți să operez, să-mi fac bază în Bacău, pe sezon, atenție, pe sezon, pe fiecare cursă, 14.500 de euro, ceea ce înseamnă, noi am făcut o socoteală, 1.500.000 de euro pe sezon. Își iau banii și pleacă. Ori noi nu putem să facem lucrul ăsta, trebuie să asigurăm o sustenabilitate a aeroportului, coroborat cu și cu importanța lui strategică. Trebuie avut în vedere și lucrul ăsta. Am fost extrem de transparent și foarte deschis în abordarea. Evident că atacurile politice se vor lansa în continuare, nu mă refer de colegii din sală, se vor lansa în continuare pe aeroport, dar nu ne fac bine, pentru că nu ajută pe nimeni. Cel mai important lucru, se vadă că suntem transparenți, nu avem nimic de ascuns, reorganizările pe aeroport sau pe ceea ce înseamnă funcționarea aeroportului au în vedere doar un singur lucru, nu vânzarea acestuia,
exclus. Există o percepție care s-a lansat în spațiu public, ceea ce e o prostie, efectiv o prostie, ci eficiența economică. Ceea, primii pași făcuți se și văd. Reducerea cheltuielilor, pe de-o parte, pe cheltuieli de funcționare, cu atragerea de fonduri pe dezvoltarea unor servicii și, nu în ultimul rând, atragerea de noi companii aeriene. Mulțumesc, cam asta e. Dacă mai sunt, vă rog, domnul consilier județean Nechita, mulțumesc. Mulțumesc și eu, domn președinte. Domn președinte, cred că începem să mergem pe un drum bun. După discursul de astăzi, Am să-l rog pe domnul președinte ca această prezentare să vă fie transmisă fiecăreia dintre dumneavoastră, și să o aveți în format fizic și în așa fel încât poate acum nu au existat foarte multe întrebări fiind o prezentare și poate n-am fost atenți la anumite amănunte. Dar tocmai pentru deschidere și pentru a se înțelege foarte bine situația aeroportului, cred că e bine să aveți fiecare dintre la mapă o prezentare a aeroportului. O să rog pe domnul președinte să multiplicăm și să vă transmită fiecare dintre evoluția celor 100 de zile. Poți vorbi și eu, da? Îmi cer scuze, nu mă pot abține. Le accept, da. Părerea mea, domnule președinte, dacă țineam această ședință la aeroport, ceea ce îmi doresc și pe timpul postului președinte, așa, și eram acolo, vedeam noi cu ochii noștri ce s-a mai făcut pe acolo în aeroport, mulți dintre noi n-au trecut prin aeroport, cred că ședința era mult mai plăcută, mult mai atractivă și mai benefică și poate votam, fiind la dumneavoastră acasă, poate vă gândiți la o viitoare ședință la aeroport. Dar, nu știu dacă avem spațiu necesar, dar dacă vreți să vedeți aeroportul mâine la deschidere, sunteți invitați cu toți. Doi, dacă o să avem rezultate notabile, să știți că o să încercăm să organizăm o ședință de Consiliul Județean acolo. Păi, eu zic că mergem pe drumul cel bun. Și acolo chiar aici e mult mai important aici. Da, dar eu insist să vin cu argumente, nu-mi permit să vă corup emoțional. Da, mulțumesc. Bravo. Bravo. Da. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, vă mulțumesc pentru răbdare, vă doresc un sejur plăcut de acum înainte. Așa, și ne revedem la ședința următoare. Toate cele bune. Mulțumesc, domnul președinte.